Salutare, bun găsit și bine v-am găsit la al doilea clip, de fapt al treilea clip tutorial de box. Dacă vă plac treburile astea, dacă vă place sportul în general, apăsați butonul de like, subscribe și apăsați butonul Dr. Stopel. Astăzi vă vom învăța directa de dreapta. În mare parte nu este atât de complicat, este cam aceeași chestie ca și stânga. Dacă ați văzut clipul pentru directa de stânga, numai că aici e un pic mai diferit pentru că e lovitura din spate. Ai stat frumos aici. Singura chestie care trebuie să o faceți aici diferit față de directa de stânga este că în momentul în care e lovit, hop, azut, rotiți corpul la fel ca și la stânga, numai că ați rotit corpul, bam, și un pic trebuie să băgați și piciorul. Un pic trebuie să rotiți și piciorul, se vede piciorul. Trebuie să rotiți un pic piciorul. Deci ați dat, bam, ați rotit piciorul. Credeți-mă, dacă sunteți dreptaci, dacă știi bine să dai directa de dreapta, îl paradești. Deci, directa de dreapta, îl paradești. Îl paradești rău de tort. Pe bune vorbesc. Stânga așa de tatunare. Bam, 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 bam. Și dreapta, când ai dat dreapta, i-ai dat daună totală. Hai să vă zic și de ce. Că unii dintre voi nu știți. Cum ar veni boxerii stângaci, stă cu dreapta în față. Nici nu știu să țin garda bine pentru dreptaci. Deci, boxerii dreptaci, nu stângaci, cum era Bute. Stă cu dreapta în față, bam, bam, o aruncă dreapta mereu, dă cu dreapta, bam, 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 și când a dat stânga, bu, e fatalitatea stânga, știi, din spate. Și cum ar veni, noi suntem dreptaci, stăm cu stânga în față, mereu tatunăm, bam, bam, aruncăm, bu, și când a dat dreapta, bum, te-ai dus. De asta ne numim dreptaci. Și acum vă voi arăta directa de dreapta cum să o dați. Unde vreți voi o dați? Nu mai intru în alte divergențe, că ne penalizează lumea. Bun. Ideea e că trebuie să învățăm directa de dreapta acum. Bun. Ai stat frumos aici în gardă. Hop. Aici e mai greu. Hai să vă zic și de ce. Nu puteți să începeți o lovitură, un atac cu directa de dreapta. Gen, nu poți să te duci. Hop. Bum. Nu. Pentru că e timingul ăla, e timpul ăla. Hop. Că până te duci tu în fața lui, hop, și te încărca dreapta, o iei, știi? Cum ar fi, mereu trebuie să începi cu o stângă, gen, nu știu, cu stânga, hop, la mișto, știi? Hop, bine că combinații o să vă arăt altă dată. Acum vă învăț decât directa de dreapta. Directa de dreapta, gen, poți să o dai când este în corzi, mai poți să o dai când face el pas înainte, gen, nu poți să ataci cu directa de dreapta. Dar poți să te aperi. Gen, el a sărit la tine cu anumite lovituri, poți să faci un pas înapoi, hop, și ai dat dreapta, știi? Din el a venit și direct, da, cu dreapta de stânga. Ai făcut pasul, dar bine că gândiți-vă că trebuie să fiți foarte, foarte rapid. Puteți să stați și pe loc, puteți să faceți și pasul înapoi. Deci ori de aici de pe loc, când gândiți-vă că el sare cu un atac, vine aici. Dacă tu ești stabil și tank, a sărit cu atacul, o ai dat dreapta. Sau faci pas înainte, înapoi, hop, ca să te aperi un pic, da? Hop, bam! Și ai dat dreapta, știi? Acum, lovitura în sine, mișcarea, v-am arătat, hai să vă arăt ușor. De aici. Hop. Bine, trebuie să lucrați foarte mult ori cu gantele de alea când dați dreapta, ori la o pernă dacă aveți o pernă, ori la un sac. Aici frumos, asta e lovitura. Hop. Sacul aici frumos. Hop. 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 Și atât. And that's it. Atât. Bun, băieți. Acum, puteți să improvizați orice, puteți să dați la sac, la o pernă, puteți să dați chiar în aer, adică gen, stați aici, vă uitați și repetați voi pentru voi și bam, știi? Ideea e că dreapta asta, pentru dreptaci, cam trebuie să o dai tare. Sunt foarte puține ocazii, mai deloc, bine, decât când dai 1, 2, 3, bam, 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 știi? Adică când faci combinații. De regulă dreapta când dai stângă dreapta. Bam! Sau decât dreapta. Bam! Cam trebuie să o dai tare. Cam trebuie să pui forță. Stați de pe loc aici. Cum făceam noi la sală. Ori stăteam frumos aici. Ne-am sacul aplicat. De fapt, nu, că asta intră în cum să-ți crești forța și nu o facem acum. Acum vă învăț de când ești tare. Hai să dau frumos aici. E lovit. Simplu. Bam! Atât.
Gen, nu rămâi acolo cu lovitura. Gen, bă, știi? Hop, nu, pentru că ai lovit și atât. Atât. Hop! Atât. Hop! Observați cum. Deci credeți-mă, forța de număr și de-n corp vine. Hop! De aici vine. Hop! De aici vine. Da? Asta trebuie să faceți la stat pentru direcția de dreapta. Atât. Cel mai important punct, nu trebuie să cădeți pe lovitură. Hai să vă explic cum. La modul ăsta, hop și să cădeți pe ea, gen, să vă lăsați pe ea. Știi? Nu trebuie să vă lăsați pe ea. Hop, nu trebuie să vă duceți pe ea, că veniți în bot. Asta e de pe loc. Eu cioar acum. Și... Hai că nu mai vorbesc. Mai puteți să mai faceți în deplasare, gen, vă luați un obiect, orice, sac, pernă, sau poate improvizați ceva. Puteți să fiți afară, mă, în parc, la o frunză. Deci, pe bune vorbesc. Noi făceam box și la o frunză. Și te deplasezi. Hop! Te oprit? Bam! Ai plecat. Hop! Înțelegeți? Iar ai stat aici, te duci un pas de box. Hop! 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 Ai plecat. Hop! 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 Și ai plecat. Hop! Hop! Și tot așa, hop! Cam asta este lovitura de dreapta. Deci, repet. Maestrul nostru avea o vorbă. Nouă mare parte ne plăcea să dăm directa de dreapta, urmat de croșeul de stânga. Nu mai am. Și el zicea așa. Vino pe lateral pe aici. El zicea așa, băieți. Dacă directa de dreapta o dai cum trebuie, croșeul de stânga îl dai în aer. El se referea și în ring și pe stradă. Ați înțeles? Dacă îi da bine direct la dreapta, hop, s-a dus. Și croșeul de stânga îl dai în aer. Știi? Cam asta e legenda și asta e învățătura, știi? Dacă dai bine dreapta, nu-ți mai trebuie nicio altă lovitură. Nu-ți mai trebuie să dai croșeul de stânga, cum ar fi asta. Hop! Mamă, ce era să dau unul ăsta, mă rog. Hop! Cam asta este vlogul pentru ziua de azi. Sper că v-a plăcut. Apăsați butonul de like, subscribe. Hai să facem și noi 1000 de like-uri, băieți. Vă pup, fratele.